Am ajuns prima dată la Londra între două avioane și n-am putut să nu vin în Hyde Park. Pocta ce am poftit și visul meu de o viață. Și nu oriunde în Hyde Park, ci la Speaker's Corner. La locul unde, conform tradiției de câteva secole, se vorbește liber cu voie de la miliție. Cum spun ei, nu-i nimic organizat, nu-i niciun lider în spate. Oamenii vin și cuvântează despre orice, politică, cultură, economie, conspirații. Chiar dacă e război, acum vreme grea, dar trebuie să vorbim despre libertate de exprimare, pentru că e un drept fundamental al omului și fără de care nu poate exista democrație, libertate, bunăstare. De ce? Pentru că am și lozinca mea anti-Putler, mă gândesc să trag și o cuvântare, chiar dacă miezul nopții fiind nu prea am public aici, dar poate se oprește cineva și mă ascultă. Nu o să pot să cuvântez în engleză, dar noroc de camera asta că o să înregistrez și o să bag pe internet pentru publicul românofon, publicul meu, pentru care vorbesc de atâția ani, mai ales sub marca, sub numele de Hyde Park. Prima dată am auzit de Hyde Park în 91, probabil, în primăvară, când era război la Nistru. S-adunau oamenii lângă monumentul Ștefan cel Mare, dar eu lucram pe șantier și mă pregăteam de admitere. Sau mă pregăteam de armată. Sau de mobilizare. Nu știu de ce mă pregăteam, oricum eram înfricoșat de război și am scris un text în ziarul Sfatul Țării, făcut de Parlamentul Republicii Moldova, în care îi criticam, paradoxal, îi criticam pe cei care se exprimau în parc, fără noimă. Dacă eu vineam de la țară, eram de câteva luni în oraș și nu prea aveam exercițiul exprimării publice și nu mi se părea o chestie minunată, extraordinară. Totuși, pentru că textul meu eu publicam la ziar ca să pot intra la jurnalistică. De fapt, vroiam să mă fac scriitor, dar numai la jurnalistică puteai să intri. Gândeam eu și să te faci scriitor. Textul cel a fost publicat la rubrica Hyde Park. Și atunci am căutat, eu m-am interesat și am aflat despre tradiția asta. Deci cu 10 ani înainte să apară emisiunea Hyde Park la Antena C, la radio, postul de radio public din Chișinău. Iar Hyde Park a apărut tot așa stihinic, necontrolat, din nevoie de exprimare a mea și a altora. Și a existat aproape 3 ani, emisiune după miezul nopții, vorbeam până dimineața, mai ales despre guvernarea comunistă, că tocmai veniseră la putere, până când au făcut presiuni și au închis emisiunea. Și după care ne-am organizat ca ONG, ca grup civic. Vreo 5 ani am existat ca ONG formal înregistrat, am avut și granturi, inclusiv unul american pe care trebuie să-l dăm înapoi, că nu ne-am înțeles despre libertate de exprimare cu ambasada SUA de la Chișinău. După care, din cauza presiunilor administrației din guvernării comuniste, am lichidat asociația Hyde Park și de atunci, de prin 2008, existăm ca ONG neformal, grup neformal, care are diverse proiecte, mai ales pe internet, inclusiv Microfonul Liber, grup pe Facebook,
sau proiect duminical în Parcul Central din Chișinău, numită Grădina Publică Ștefan cel Mare, dar pe care eu sper să ajungem vreodată să-l numim Hyde Park, pentru că nu numai aici la Londra, ci în cam toată lumea largă există parcuri care se numesc așa. Nu știu dacă există și tradiția cu Speaker's Corner, dar țin minte că mulți turiști se mirau că găseau Speaker's Corner în Chișinău, inclusiv cu megafon sau cu boxe. Deci cam asta e legătura mea cu Hyde Park-ul. Acum, cum ziceam, între două avioane, pentru că am așa ocazie, chiar dacă e miezul nopții, 28 februarie spre 1 martie, o să țin o cuvântare în Hyde Park-ul de la Londra, în colțul vorbitorilor. O să vorbesc despre Putler, despre Vladimir Vladimirovici Putin, fost ofițer KGB, care a ajuns președintele Federației Ruse și acum se comportă ca un maniac, se comportă ca un tiran, a distrus opoziția din Federația Rusă, a distrus societatea civilă, mass media, i-a declarat pe toți dușmanii ai poporului și după ce a încălcat drepturile propriului popor, acum s-a băgat, iată, a cincea zi, cu armata în Republica Soră, țară independentă, Ucraina, căreia de câteva luni, cu propaganda de stat, îi neagă dreptul la existență, nu doar statului Ucraina, dar și poporului ucrainean pe care îl consideră popor rus. Putin s-a trezit cu dorința maniacală de a lărgi Rusia, de a rămâne la putere cât mai mult și știe că după ce a acaparat Crimeea de la Ucraina, a câștigat mai multă popularitate. Acum se gândește să mai captureze niște pământuri, capte mai multă popularitate. Pericolul nu e doar în faptul că rupe teritorii de la statele vecine, că pune viața în pericol și chiar omoară oameni nevinovați. Iată, de 5 zile se fac bombardamente de orașe mari, sunt distruse clădiri de locuit în Ucraina și mor militari care tot n-aveau nicio vină decât că își apără patria. Inclusiv militari ruși mor, care nici nu știau că sunt trimiși după aplicațiile cele militare, sunt trimiși să ocupe, să ocupe teritorii. Eu cred că Putin trebuie oprit cu orice preț și comunitatea internațională, umanitatea trebuie să se gândească ce să facă cu armele nucleare, care iată poate să ajungă pe mâna unui smintit, a unui paranoic, pe mâna unui tiran și poate să distrugă viața pe pământ. Nu doar oamenii, dar toată viața vie de pe pământ, pentru că avem atât de multe arme și dacă se lansează o rachetă nucleară, se declanșează procesul irreversibil de bombardare reciprocă, distrugere reciprocă. Toate cele câteva țări din lume care au arsenal nuclear vor ține neapărat să se răzbune pentru faptul că au fost bombardate și s-a încercat distrugerea lor. Și se va reuși distrugerea tuturor, deci umanitatea va trebui să se gândească ce face cu armele astea de distrugere în masă, foarte puternice. Acum se ocupă doar de centralele atomice pe care le consideră periculoase și încearcă să le excludă. Iată, Germania a încercat să facă chestia asta. Dar pe viitor, poate cât mai repede, va trebui să ne gândim și la distrugerea arsenalului nuclear și interzicerea de a mai face cineva arme de distrugere în masă. Dar probabil pentru asta va trebui un guvern mondial, că nu putem conta pe guverne naționale. Va trebui omenirea să ia mâini și să se organizeze, dar asta e de foarte îndepărtat viitor. Acum urgent trebuie oprit războiul din Ucraina și trebuie găsit o soluție de orice fel, cu orice preț, să-l oprim pe Putin. Părerea mea, și-am spus-o în gura mare, că am avut chiar public cineva în spate. Prima cuvântare
în Hyde Park-ul de la Londra. Prima vizită la Londra, prima vizită în Hyde Park, nici n-am timp de altceva. Acum de la metrou trebuie să mă duc să caut autobuzul cu care mă duc la următorul aeroport și merg mai departe. Mulțumesc pentru atenție, vă rog like, share, abonați-vă la canal, comentați, eventual deveniți patroni sau susținători, sponsori ai acestui activism al meu pe care îl fac de foarte mulți ani. Proteste, procese, live-uri, discuții, microfonul liber, Curaj TV, etc., etc. Ha-ha, nu știam că Hyde Park-ul e închis noaptea. Acum fix la miezul nopții, sau na, câteva minute după miezul nopții, a venit și bagă lacăt. Mă bucur că am reușit să intru în speaker's corner și să-mi trag cuvântarea, că dacă nu întârziau astea câteva 10 minute, aș fi rămas fără pohta ce-am pohtit. Da, așa? Sunt fericit. Hyde Park Speaker's Corner, Londra, capitala Marii Britanii.